pentru toți. E clar că ne atrage ceva, e clar că am vrea să înțelegem ce se întâmplă acolo. De multe ori ni se pare că știm, ni se pare că am putea și noi, dar hai să fim serioși. Câți dintre voi au reușit să facă o magie de adevăratele? Ați reușit? Știi să faci cu cărți? Sunt foarte multe lucruri care par simple așa când le vezi făcute de altul, dar hai să vedem cum arată după ce ai făcut o școală de magie, chiar dacă nu asta era meseria ta. Hai să vedem cum arată o magie adevărată după ce te-ai străduit, te-ai antrenat cu un magician profesionist. Nu o să vă vină să credeți, dar următorul meu invitat, un tip tânăr și foarte good looking, care are pagină de Facebook și e foarte asaltat de fete, a urmat o școală de magie. Eu când am plecat l-am lăsat, să zic așa, cu alte preocupări. Știam că e un portar celebru, că e un sportiv celebru, știam că are cu totul și cu totul alte preocupări cu nepoți. No, s-a schimbat tot. Astăzi este un magician cu acte în regulă. Rică Răducanu! Bine ați venit, maestre! Maestre, vai, vai! Scuze-mă că, de când nu te-am văzut, da, m-am gândit să aduc și eu... V-au crescut în curte niște flori de plastic. Vai, ce frumoase sunt! Vai, ce-am găsit și eu acum! Câte s-au schimbat! Mulțumesc foarte frumos, ce să zic! Eu cred că, de fapt, sunt pentru numărul de magie, dar deocamdată le păstrez eu. Da, mulțumesc. Domnule Rică Răducanu, am devenit prieten pe Facebook, mi-a făcut mare plăcere. Sunteți activ acolo, intrați pe pagină, conversați? Da, da. Da, păi viața m-a învățat cu acțiunile de lângă dumneavoastră la zi. Să fiți la zi. Și acum, ce am zis eu, să fac o magie. De când ați plecat în partenanta, eu m-am apucat de magie. Și acum am venit aici să vă demonstrez și eu, dacă pot să demonstrez așa. Cred că da, am venit cu domn profesor să fac o magie și eu. Domn profesor e cel pe care l-ați mai văzut în edițiile mele speciale. Domn profesor Andrei Teașcă, magicianul Andrei Teașcă. Dacă n-ați uitat... Bună ziua, Andrei! Dacă n-ați uitat... Dacă n-ați uitat convenția noastră de la începutul emisiunii, suntem la o emisiune Între Prieteni cu Mihaela Rădulescu, exact așa se numește și pagina de Facebook a emisiunii Între Prieteni cu Mihaela Rădulescu. Vă rog să vă împrieteniți cu această pagină timp de 8 ediții, cât durează acest proiect special la Antena 1, iar fiecare dintre invitații mei are propria pagină de Facebook, așa că vă rog să mergeți pe pagina lui Andrei Teașcă, pe pagina lui Rică Răducanu și, de ce nu, și pe paginile mele. Am, deja sunt prieten cu Rică Răducanu pe pagina cu Mihaela Schwarzenberg-Rădulescu, că așa am apucat liber restul, s-au luat toate numele. Și mai am o pagină cu numele cărții, Întreabă-mă orice. Apropo de întrebat, Andrei, te rog foarte frumos să-mi spui, la ce e talentat Rică Răducanu? La teatru de magie avem nevoie și de o continuitate, ca să spun așa. Și am început să adunăm tot felul de copilași și talentați. Cum ar fi Rică Răducanu? Și pe Rică, da. Și l-am cooptat în echipă. Vreau să spun că e foarte talentat. Ne-am chinuit puțin, pentru că nu tot procesul ăsta... Andrei, să-ți spun un secret, că suntem între prieteni. L-am descoperit pe Rică Răducanu atât de talentat în atâtea emisiuni de televiziune, încât pe mine nu mă mai surprinde cu nimic. Așa l-am avut invitat de atâtea ori în 15 ani de emisiuni. Așa. De fiecare dată a fost o prezență... Da, și cu elicopterul am dus și... Minunată! Da. M-a ajutat la acțiuni caritabile, m-a ajutat la absolut orice. E un om pe care te poți baza oricând și un suflet imens. Ei, astăzi bănesc că face o magie periculoasă, sincer, nu? Sincer, nu ne așteptam la așa ceva. Încercăm un moment de levitație. Este prezentat într-o premieră, este deosebit de complicat. Dar eu nu vreau să mă țin în aer. Putem să luăm un voluntar, să luăm pe cineva? Nu un voluntar, o să luăm patru voluntari. Patru? Avem nevoie de patru băieți. Haideți chiar să ne organizăm puțin. Patru bărbați voluntari. Nu. De ce nu? Vreți patru fete? Avem patru doamne aici, oricând. Nu? Eu mai bine merg pe fete. Las că fac și cu bărbații de pe aia. Rică, nu crezi că o să fie... Da. Nu cred că o să fie ceva riscant, dacă cred nu. Că hai cu băieți, cum am, nu? Nu, cred că e mai riscant cu fete, dar am mare încredere. Eu merg pe... Auzi, la cum îl știu eu pe domnul Rică Răducanu, a venit pregătit de acasă. Niciodată nu vinem cu mâna goală la emisiune. Cu ce ați venit astăzi? Am venit cu patru fete. În afară fete. De florile mele de plastic. Veniți aici puțin. Nu pot să cred că ați venit cu patru fete. Nu pot să cred. Stați puțin, stați puțin.
Stați puțin. Este ok, o secundă, da? Că trebuie să verific ceva. O secundă, vreau să verific ceva. V-ați cunoscut pe Facebook, Urică Răducanu? Nu încă. Acum... Am emoții, m-a luat și căldurile. Poți să vii lângă mine, pentru că trebuie să facem și ultimele pregătiri. Nu, deocamdată mai ține și flac. Rica, ești ok, da? Sinceră să fiu, chiar am emoții, pentru că un număr de levitație cu o persoană am mai văzut. Ok, cum am lucrat noi. E greu, mă. E prima dată, e premieră, cred că o să reușească. Hai că o să fie, da? Muzica, muzica, vă rog. Să-i ținem pumnii strânși lui Rica Răducanu, un număr de levitație, magie în emisiunea noastră. Deci nu mai e niciun scaun de desubt. Nu, pe nu mai, asta e. Uite, și acum sunt hipnotizate, pot să le țin și o oră. Dar mai bine să nu le țin. Nu pot să cred așa puțin. Ceva. Bine, fetelor, atenție. Dă-mi asta. Fii atent, țin așa. Și 1, 2, 3 și hop! Wow, nu se poate. Bravo, fetelor. Fetelor, mulțumesc. Bravo, frumos. Mulțumim frumos. Rica, ești un magician. M-am luat toate căldurile, da. Andrei, mulțumesc frumos. Mulțumesc. Cu Andrei o să ne mai întâlnim, pentru că și alți artiști vor face magii în edițiile noastre speciale. Rica, te felicit, ești minunat. Rămâna, mulțumesc. Ești minunat. E la început. Extraordinar. Chiar dacă am greșit, să mă scuzați. O bucurie să te revăd, o bucurie să vorbim. Și o dată. Vă pup. Rămâna. Mulțumesc frumos, Rica Răducanu. La revedere. Mulțumesc mult, Andrei Teașcă. V-am spus eu că între prieteni se întâmplă lucruri extraordinare. Adevărul e că nu vă așteptați la una ca asta din partea lui Rica, nu? Ei bine, mai am și altele pregătite pentru voi.